Bună ziua, îmi face mare plăcere să anunț că astăzi de la ora 10 o să am o întâlnire cu tinerii. De ce? Pentru că din anii 80, când s-a definit esența dezvoltării durabile, s-a spus să luăm decizii noi, generațiile care suntem acum în poziția de a lua decizii, pentru a asigura o viață mai bună generațiilor viitoare. Și generația viitoare care va prelua ștafeta sau unii au preluat deja ștafeta, evident sunt interesați cam ce facem noi cu această țară România, cât de durabilă o concepem și cât de durabilă va fi, ce fel de dezvoltare va avea în următorii ani. Vreau să vă spun că departamentul pe care cu onoare îl conduc, după un an de discuții în care ne-am întâlnit cu mai mult de 1200 de oameni, am finalizat strategia de dezvoltare durabilă a României până în 2030. Și evident se pune întrebarea firească, a avut România foarte multe strategii, dar care probabil unele au rămas în desertare sau nu s-au îndeplinit. Ei, avem ambiția că această strategie și nu întâmplător sunt doi oameni care se țin de mână și stau pe globul pământesc pentru că este o strategie globală, holistică, care ține de fiecare cetățean al pământului, al globului. Noi, România, putem fi primii din lume, din păcate nu suntem, dar putem fi primii din lume, dar depindem de alții. Fiecare depinde de celălalt. Și nu întâmplător, sloganul acestei agende este să nu lăsăm pe nimeni în urmă. E foarte dificil. Și atunci, după un an de discuții cu toate segmentele societății și cu tinerii am mai avut discuție, am finalizat în luna noiembrie, printr-o hotărâre de guvern, această strategie. E greu la cum începe, pentru că trebuie să concepem acea relație interinstituțională care să o facă fezabilă și să putem implementa acest nou concept. Ce înseamnă acest lucru? Sunt 17 obiective, 169 de ținte și noi, prin această strategie, am avut o apropiere generală. Ei, acum, continuăm acest dialog, de aceea avem această întâlnire cu peste 25 de asociații ale tinerilor din România, continuăm acest dialog. Avem, de fapt, un newsletter care trimitem lunar la cei peste 1500 de oameni cu care suntem în legătură și avem o rețea, o bază de date, dar ce facem în continuare? Vom înființa în curând un comitet interdepartamental condus de primul ministru. De ce? Pentru că trebuie să se ia decizii în ceea ce privește implementarea acestei strategii. Acest comitet, de 2-3 ori pe an, cel puțin va analiza cum implementăm în diferite domenii, începând cu educația, terminând cu sănătatea, cu infrastructura, cu toate, cu statul de drept, trebuie să fie aplicată. Dacă există voință politică și sper că există, pentru că de aceea a fost adoptat această strategie, în capitolul 3, pe lângă acest comitet interdepartamental, propune înființarea unui consiliu consultativ format din înțelepții neamului în ceea ce privește dezvoltare durabilă, oameni foarte pregătiți din sfera academică, din cei care și până acum au fost implicați, ca să asigure acea bază științifică, analize, studii, pentru luarea unor decizii politice importante. Și atunci, pe lângă acest lucru, vom înființa nuclee, oameni pregătiți la diferite ministere, fără să fie posturi în plus neapărat, ci oameni care au fost implicați și până acum. Și societatea civilă sperăm să se înființeze cât de curând o coaliție a societății civile pe dezvoltare durabilă. E foarte important segmentul în timpul președinției României și nu întâmplător, avem de fapt această șansă să dovedim că aducem o plusvaloare
la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește implementarea Agendei 2030. Colega mea, doamna Lorenz Cilo, este președinta unei comisii de lucru, prin care chiar zilele acestea au fost ședințe ale Comisiei și ale Consiliului de Afaceri Generale și da, vor fi un raport al Consiliului Uniunii Europene, un raport care să spună și la nivelul Uniunii Europene cam cum concepe Uniunea Europeană viitorul ei până în 2030. Deci iată, dacă punem una lângă alta dimensiunea globală, care înseamnă și organizația ale ONU, și nu întâmplător avem programat în timpul președinției o întâlnire importantă în 16 aprilie, 40 de țări, coordonatori ai implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, vor veni din Uniunea Europeană, Balcanii de Vest, Parteneriatul Estic și Asia Centrală și vor veni peste 100 de reprezentanți ai societății civile din diverse zone, deci e zona aceasta plus Uniunea Europeană. Deci noi vom avea această întâlnire cu o declarație de la București, așa am spus, prin care vom aduna tot ceea ce înseamnă experiența și altor țări, vom avea aceste concluzii ale Consiliului, sperăm, în luna aprilie. E foarte important pentru că în timpul președinției României avem summitul de la Sibiu, avem agenda strategică a Uniunii Europene până în 2024 și avem evident și alegerile europarlamentare, deci va trebui să formulăm o viziune pentru Uniunea Europeană pentru următorii ani. Deci cam acestea sunt ideile cu care o să mă întâlnesc cu tinerii, să vedem care e punctul lor de vedere, ce vor să facă cu această țară minunată care o avem, e una din cele mai frumoase țări din Uniunea Europeană, dar mai avem mult de lucru în ceea ce privește nu numai zona de mediu, ci și economic-social, pentru că sunt cei trei piloni pe care s-a conceput această agendă 2030. Dacă aveți întrebări. Vorbeați despre această voință politică. Cum vi se pare clasa politică de la noi? Și mă refer la toate formațiunile, așa reticente legat de un consens cu privire la această dezvoltare durabilă a României, care îi privește pe toți, practic, ne privește pe toți. Vreau să vă spun, probabil și datorită faptului că am o anumită experiență, cunosc foarte mulți oameni, în discuțiile care le-am avut la diferite nivele, deci politicieni, partide politice, chiar la Parlament, vreau să vă spun că s-au tradus două cărți, două handbook-uri care sunt pentru parlamentari, deci la nivel parlamentar e deja cunoscut acest concept de dezvoltare durabilă și Agenda 2030. S-a înființat când eram președinte al Comisiei de Politică Externă, o subcomisie de dezvoltare durabilă, sunt receptivi. Am avut aceste întâlniri, vă repet, cu peste 1200 de oameni, cu sindicate, cu institute de cercetare, cu mediul universitar cu care vom avea a doua întâlnire peste o lună de zile. Deci toată lumea dorește să facă ceva în plus, ceva pozitiv. Dar probabil câteodată lipsește acea rețea interinstituțională care să și dovedesc că eu la nivelul ministerelor, la nivelul guvernului, la nivelul acestor structuri mergem mai departe și avem ambiția până la sfârșitul anului, cel târziu până la sfârșitul anului viitor, apropo de buget, că se discută foarte mult de buget, în buget să apară, eu sper să conving colegii, o rubrică separată sau separat să se analizeze ce proiecte de dezvoltare durabilă avem, unde sunt acele pârghii care pot să ajute interinstituțional. Deci e o problemă complicată, dar avem un proiect prin Uniunea Europeană care l-am câștigat deja, un proiect consistent care sper că va dovedi că putem pune la oaltă indicatori specifici, analize, studii și după aceea cei care trebuie să decidă să avem o viață durabilă și trebuie să ne punem fiecare întrebarea. Ce fel de viață avem, da? Puteți să ne dați niște exemple de astfel de proiecte de dezvoltare durabilă în bugetul pe acest an? Nu intru în discuția bugetului pe anul acesta. Eu vă spun
principiar. Dar vă pot spune, de exemplu, în 2005, când eram la Ministerul Transporturilor, eram ministru delegat care răspundea de infrastructura care ținea de, acum, de Ministerul Dezvoltării, eu n-am semnat atunci o strategie care era până în 2015, pentru că am spus, nu se poate să aduci toate proiectele pe care era clar că nu poți să le faci nici în 10 ani, sau trebuie să ai prioritizări. Deci esența, una din problemele esențiale al acestei strategii sunt să ai priorități, să ai priorități fezabile, care să aibă în spate studii și după aceea știe fiecare ce are de făcut. Deci eu atunci am spus, haideți puțin să vedem ce putem face în 4 ani, ce putem face în 2 ani, ce putem face în 7 ani. Acesta este esența, de fapt, o schimbare de mentalitate. Nu numai la noi, că e vorba globală, ați văzut și în alte părți, totuși sunt discuții, începând cu Statele Unite, care au o problemă acolo cu schimbările climatice, care este una din problemele cele mai mari, vreau să vă spun. Deci haideți să punem umărul, să gândim pozitiv, iată tinerii ne așteaptă ca să le spun cam totuși ce viață vor avea, și fiecare are de făcut ceva. Vă mulțumesc. O ultimă întrebare. Apelez la expertiza dumneavoastră ca fost ministru delegat al transporturilor, cum a spus, și de fost ministru al mediului în diverse cabinete. Domnule Bărbei, avem o situație inedită. După 45 de zile a expirat interimatul la 2 dintre membrii cabinetului Dăncilă. În momentul de față avem 2 ministere care nu pot fi conduse efectiv. Explicați-ne puțin procedura, că știu că ați fost în o asemenea poziție. Nu cred că nici nu intră în competențele mele. Ce pot să vă spun, țin pumnii să avem cât de repede 2 miniștri și să funcționeze guvernul. Da, vă mulțumesc. Un blocaj al guvernului din această perspectivă, cumva putem să interpretăm așa? Pentru că nu se poate semna, pentru că nu există un titular care să vină aici la ședințele de guvern? Nu-mi plac interpretările, îmi place fiecare să respecte Constituția, legile țării și cât de repede să avem un guvern complet. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi.